În satul Chetrosu, raionul Drochia, există o importantă comunitate de romi. După ce la ultimele alegeri, Varvara Duminică a obținut postul de consilier local, aceștia sunt convinși că problemele lor vor fi cunoscute și soluționate de administrația publică locală. Am participat la foarte multe traininguri care au fost petrecute de ONU pentru implicarea femeilor în politică și mai ales a femeilor rome, deoarece până la moment femeile rome n-au fost implicate nici de cum în politică. Consiliera Duminică nu-și împarte consătenii după principii etnice. Vreau să ajut întregul meu sat, deoarece sătenii încredere au avut în mine și m-au ales ca consilier. Eu vreau să fac față lucrurilor. Varvara speră ca exemplul ei să le inspire și pe alte consătence să candideze. Cu părere de rău, la moment, în Consiliul Local Chetrosu suntem numai două femei din 15 consilieri. Sper eu că peste 4 ani să fim jumătate femei, jumătate bărbați.